Universitatea din Padova, în parteneriat cu Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, a realizat în perioada 2008-2010, în colaborare cu Universitatea de Studii din Trieste și Universitatea de Vest din Timișoara, programul de specialitate INTE sau un proiect complex de pregătire în studii europene, intitulat Politici ale Uniunii Europene. Au pornit 40 la drum, au absolvit 11 funcționari europene care își vor desfășura activitatea în cadrul unor structuri specializate ale Uniunii Europene. Universitatea de Vest Vasile Goldiș este mândră pentru acest timp nou de absolvenți. Sunt primii absolvenți pe care merită să-i felicităm, merită ca întreg orașul să-i sărbătorim, fiindcă ei vor reprezenta Universitatea, Aradul, România, în noile structuri de funcționari publici europeni. Cursurile au cuprins stagii de practică de 3 luni de zile la Universitatea din Padova și Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, realizate în cadrul Facultății de Științe Umaniste, Politice și Administrative, iar cooperarea s-a dovedit eficientă atât pentru mediul academic arădean, cât și pentru întreținerea și aprofundarea relațiilor între cele două țări incluse în proiect. Și a avut o rețea de universități care au făcut parte din acest proiect, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Vasile Goldiș din Arad, Universitatea din Trieste și Universitatea din Padova. În particular, relația dintre Universitatea din Padova și Universitatea de Vest Vasile Goldiș a fost mai strânsă, iar studiile făcute au fost în cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș și Universității din Padova. Valoarea totală a proiectului a fost de 185.000 de euro, iar cursurile au fost absolvite de 11 studenți. Pentru mine personal și sper că și pentru colegii mei a fost o experiență foarte, foarte bună. Am avut posibilitatea să facem un stagiu la Padova, în instituții. Eu am fost, de exemplu, la primăria din Padova, m-am ocupat de partea de emigrare și orașul a fost superb, profesorii au fost foarte drăguți, foarte amabili, per total un experiment foarte, foarte interesant și pozitiv. Printre materiile de studiu realizate de programul INTESA s-au enumerat drept public comparat, instituții și politici europene, drept constituțional al Uniunii Europene, politici pentru egalitate de șanse, sisteme locale și integrare europeană, instituții și politici economice europene, programe și instrumente europene, precum și alte materii de studiu și cercetare într-un context de europenizare.